Cred că toată lumea își poate da seama că atunci când un rezultat este anticipat, este bănuit, atunci secretul e mult mai mic spre inexistent. Așa încât s-ar putea să nu fie o surpriză pentru cei prezenți că acest premiu este acordat domnului profesor Liviu Pop pentru volumul al treilea, de fapt, al Tratatului de Drept Civil Obligațiile, dedicat raporturilor obligaționale extracontractuale. Și dacă îmi permiteți să nu fiu un simplu mesager și să spun câteva cuvinte despre acest volum și despre semnificația acestui premiu, o să vă fiu recunoscător. Știți, m-am întrebat ce semnificație poate să aibă un premiu. Și mi-am dat seama că, oficial vorbind, premiu înseamnă recompensă sau distinție. Dar niciuna din cele două nu îi se potrivește domnului profesor Liviu Pop. Mai degrabă i s-ar potrivi nici nu știu cum să zic, o asimilare a ideii de recunoștință. Cred că acest premiu este proba recunoștinței noastre a cititorilor pentru continua activitate științifică a domnului profesor Liviu Pop, materializată în acest volum de excepție. După aceea m-am întrebat, oare ce poate să însemne un premiu pentru domnul profesor Liviu Pop, care în cariera sa a atins toate punctele recunoașterii din cultura juridică românească, care este, să zicem, în apogeul unui cursus honorum, care este profesor emerit, doctor honoris causa, care este membru al Academiei Române, dar care a ales să rămână profesor și a ales să ne probeze că nu distincțiile și recompensele îl motivează, ci pasiunea. Am observat că pasiunea e un element prezent în această, nu știu, elită a dreptului care m-a inspirat și pe mine. Am observat această pasiune la doamna profesor Brândușa Ștefănescu astăzi și întotdeauna, cumva, toate discursurile dumneaei sunt o probă a acestei pasiuni pentru drept sau pentru cultura juridică și nu numai pentru cultura juridică. Iar această carte pe care o onorăm, nu știu, pe care o premiem astăzi, este și ea o probă a pasiunii pentru drept. În ce privește volumul în sine, cumva nu pot să nu remarc că avem de-a face cu o realizare absolut inedită din 1972 încoace. Dacă nu mă înșel, de la lucrarea profesorului Eliescu, dedicată răspunderii delictuale, publicată în 1972, n-a mai existat nicio monografie autentică dedicată răspunderii și, în orice caz, de prin 46 încoace n-a mai existat nicio monografie autentică, nu e bine zis monografie, niciun tratat dedicat temei raporturilor juridice extracontractuale, astfel încât să acopere și faptele juridice licite și faptele juridice ilicite. Speranța mea este că recunoașterea pe care noi o arătăm astăzi domnului profesor va fi un stimul pentru reeditarea primelor două volume, acord cu actualul cod civil pe care dumnealui îl respectă. Și, mă rog, convingerea mea e că vom vedea și aceste reeditări, mai ales că eu consider că avem nevoie de ele.
În ce privește modul de a scrie al domnului profesor, nu pot să nu remarc și în acest volum, ca și în tot ce a scris până acum, că de fapt, are un mod de a scrie portretistic. Nu se complică, nu s-a înconjurat cu un gard al limbajului profesioniștilor care e menit adesea să le justifice existența, a preferat varianta în care adevărul respectiv, mă rog, argumentele și contraargumentele pentru a ajunge într-un punct sunt expuse într-o manieră cât se poate de simplă, astfel încât simplă, clară, asta vreau să spun, clară, astfel încât la urma urmei, așa cum spune Pascal, elocvența este o pictură a gândirii și astfel aceia care după ce au pictat adaugă încă niște culoare, fac un tablou în loc de portret. Domnul profesor Liviu Pop alege portretul, un portret cât se poate de fidel al raporturilor juridice extracontractuale, deconstruindu-le și reconstruindu-le pe înțelesul tuturor juriștilor. Fără ca în felul ăsta, însă, lucrării să-i lipsească profunzimea de care noi avem nevoie. Și în fine, există și o a treia latură a acestui premiu. Și pentru mine acest premiu înseamnă ceva, de unde, și în felul ăsta îmi dau seama că alegerea domnului profesor Valeriu Stoica n-a fost chiar întâmplătoare în a mă determina ca eu să numesc acest premiu. De fapt, pentru mine este o mare onoare să înmânez un premiu persoanei care a avut cel mai important rol formator în ce mă privește, sau în ce privește cel puțin personalitatea mea academică, universitară, modul de a scrie, modul de a gândi juridic. Așa încât, dincolo și de această a treia latură identificată a premierii, domnule profesor, permiteți-mi să vă înmânez virtual acest premiu, Traian Ionașcu, și cred că de data asta virtual se potrivește cel mai bine, pentru că e important ce e în sufletul nostru sau în sufletele noastre mai degrabă decât ce ar putea fi scris pe o hârtie. Vă mulțumim pentru această ultimă recentă excepțională lucrare. Și încă ceva, domnule profesor. Ușor atipic, dar mă simt obligat să mă întorc la primul eveniment al acestei întâlniri, pentru un minut, nu mai mult. Domnul decan Flavius Baias, astăzi onorat cu probabil cel mai important premiu, a spus că produsul că dumnealui nu e altceva decât produsul interacțiunii cu cei pe care i-a întâlnit. Pe de altă parte, domnul prodecan Radu Rizoiu a afirmat despre domnul decan Baias că echilibrul și generozitatea au fost trăsăturile caracteristice care i-au marcat evoluția intelectuală și umană. Față de aceste două observații, eu nu pot decât să mă declar extrem de mulțumit că și eu am contribuit cu o părticică la formarea personalității domnului decan Flavius Baias, pentru că am beneficiat de generozitatea sa. Generozitatea sa s-a revărsat și în afara Facultății de Drept din București, așa încât dumnealui a fost martorul și totodată susținătorul și garantul celor mai importante momente din evoluția mea universitară, să zicem. A fost prezent la susținerea tezei mele de doctorat, la
susținerea examenului pentru calitatea mea de conferențiar, respectiv la cel pentru profesor. Vă sunt foarte îndatorat pentru aceste prezențe ale dumneavoastră care m-au onorat și a fost o încântare să văd că astăzi primiți acest premiu. În plus, nu pot să nu observ că generozitatea dumneavoastră e una din cele mai nedisimulate pe care le-am întâlnit, într-o aparentă contradicție cu tema care v-a preocupat tot timpul, simulația. Deci există și contradictoriu în dumneavoastră. Vă mulțumesc!